țara pe spate. Ia e, la asta nu mă așteptam. Ce mișto! Hard rock, da, 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 da. E Mister Original, ete, na 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 na. Da, dragul Andrei, îmi place foarte tare propunerea ta. Așa sună manelele hard rock? Da, cam asta este viziunea mea. Sau hard rock pe manele? Da, hard rock pe manele. Foarte interesant mi se pare. Andra, ție cum s-a părut? Îți dai seama ce a făcut el acum? A câștigat și fanii manelelor și fanii rockului. Măi, da, asta nu-i Mr. Originality. De la ce? În sfârșit s-a prins cineva. Păi Mr. Originality. Serios, al trupii da, simplu. Da, da. Da, mă. Băi... Tu nu ți-ai seama, nu? Păi eu așteptam să văd dacă se prinde cineva. Păi stai mă un pic. Bune? Serios. Da, bă, asta e Mr. Originality. Originality. Știi piesa Mr. Originality? Istoria piesei este următoarea. Noi am făcut Mr. Originality de mult, după care la Pro TV, de 1 decembrie, Loredana a făcut o variantă în românește, care era exact asta. Chiar dacă ești moldovean, după care copilul ăsta a făcut varianta manea, care a avut foarte mare succes. Noi i-am zis, da, foarte frumos. Nici o problemă. Și asta a fost. Asta deci de la tine a plecat totul. Da, jur, chiar știam melodia asta, dar nu m-am gândit, uite, vezi, cred că prima oară când muzica merge mai departe în toate formele ei, la fel cum tu ai dus-o mai departe în hard rock. Interesant. Vezi, asta e melodia. Hai, patru de dane, vedem în următoarea etapă. Mulțumesc. Mr. Originality.